Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Ce bine îmi sună vocea, nu mi-am mai auzit-o pe acest canal de 2 săptămâni imediat. După o răceală cruntă, soră cu concediul medical, am revenit cu forțe proaspete și trebuie să vă povestesc despre un produs care așteaptă de prea multă vreme în cutie. Adică n-am mai avut răbdare, pe unul până la urmă l-am desfăcut și minutele care urmează o să-l desfacem pe celălalt. Până mi-intru un pic în formă, o să dureze, dar să știi că mă pornesc. Stai, fii atent. Mai pe românește, ce facem astăzi? Ce? Salutare și bine v-am regăsit! Nu. Mi-a ajuns cu salutare și bine v-am regăsit. Las. Pentru cei care ne urmăreze suficient de vreme, știți că Radu este geamănul meu ăla rău. Evil Twin. Se ascunde cât poate, dar până la urmă cineva o să-l dea în fapt. Are niște chestii, face niște chestii noaptea, niște chestii nocturne. Când oamenii dorm, Radu face niște chestii foarte nasoale noaptea. Și cineva o să-l prindă odată. Cred. Astăzi vreau totuși să vă povestesc de ce nu mai sunt eu pe MacBook Pro. Pentru că am fost ani de zile pe MacBook Pro. Într-o vreme aveam obsesia de a avea primul MacBook Pro 15 care ajungea la noi. Iar am înnebunit după forma asta subțire și acesta este ultimul MacBook Pro pe care aș fi putut să-l folosesc și pe care nu l-am mai folosit. Este un MacBook Pro de 13 inci, suficient de portabil încât să-ți placă. Cum să nu-ți placă chestia asta Space Gray? Ei, uite, eu am zis pas în dauna unor ultrabook-uri de la Lenovo. În ultima vreme sunt mai pe yoga, așa, și în ultima lună, se face mea luna, nu? De când sunt pe acest C930. De aceea v-am zis că o cutie este desfăcută, pentru că avem pe masă la review două versiuni a noului yoga C930, versiunea 2018-2019, zicem așa, unul cu sticlă și unul fără. Pentru că ăsta este motivul pentru care eu am trecut de pe Mac pe PC. Bine, înainte de asta a mai fost și acel X1 Yoga care mi-a plăcut foarte mult și îmi place în continuare pentru ecranul acela OLED, absolut hămesit după curent, dar genial de frumos. Acum sunt pe chestia asta super fashion, cu sticlă și cu o chestie așa pe spate, pe care nimeni nu știe ce înseamnă și eu încerc să înțeleg ce e, dar hei, arată altfel. Și este extrem de bine tăiat și de precis și de frumos, dar înainte să vă povestesc mai multe despre acest C930 în versiune glass, stai liniștit că luăm și microfibra imediat, hai să facem totuși un unboxing ca la carte, pentru că vă spuneam că avem două versiuni, asta l-am desfăcut, celălalt este frățiorul fără sticlă și o să-l despachetăm ca să vedeți cum vine în cutie atunci când o să ți-l cumperi, dacă o să ți-l cumperi. Sau poate că ai noroc să ți-l dea de la muncă. Sau poate că ai luat un mare bonus sau un mare premiu și îl meriți de la cineva care te apreciază. Deci și scociul este scoci Lenovo. Este o măsură de siguranță, desigur. Ca să te asiguri că acest laptop vine de la sursă. Iar în interior avem o altă cutie prinsă în spumă unde se află viitorul tău laptop ca să nu te doare inima că această cutie a fost rântită de curier. Vezi colțul ăsta? Stăteam eu fără grijă pentru că înăuntru laptopul mai stă în încă niște spumă. Așa arată o experiență corespunzătoare, aș zice, de unboxing, pentru că laptopul va ieși dintr-o cutie într-o țiplă. De aceea am nevoie de cutter să funcționeze bine, pentru că, ia uite, deci nu cred, fii atent că are inclusiv chestiile astea cu Lenovo, sau fi pe folie, sau fi... Da, deci fii atent până și folia are inserții cu Lenovo, ca să nu-l poți resigela exact, să nu... Deci asta arată atenția la detalii și respectul față de clientul final, care trebuie să știe că produsul ăsta este original și nu a fost desigilat înaintea lui. De aceea o să vă arăt exact așa cum a plecat el de la fabrică, made in China, produs pe 18 septembrie, ba nu, pe 10 septembrie 2018, că e invers, și aici am și specificațiile. Un tera de SSD, Radu, ai văzut chestia asta? Și 16 GB de RAM, deja pot să compar cu ușurință cu prețurile de la Apple și știu că am ajuns în stratosferă. Da, știu că te descurci la capitolul Tera, dar eu vreau să ajung pe Marte într-o zi, așa că lasă, iau încet. Zilele astea mă tot uit la lansări de rachete, nu știu de ce. O fi o premoniție? Cutia arată așa scămoșată și frumos, albastru electric Lenovo și Yoga. Pe spate ați văzut specificațiile. Hai totuși să vedem și un pic de laptop astăzi. E, curcubeu! Curcubeu, ia uite și tu. Foarte frumos. Și partea care îmi place iarăși foarte tare este asta.
Este ca un lift, să zicem așa, care îți ridică laptopul într-un astfel de plic. Ajungem și la el. Ce mai avem în cutie? Alte cutii, mici și negre. În cutia din dreapta se prezintă un adaptor USB-C la HDMI. Binevenit! Știu pe cel puțin un utilizator de laptop interesat. Și un cordon de alimentare. În cutiuța numărul 2 regăsim ce altceva decât alimentatorul cu USB-C de 65W, destul de compact pentru 65W, care poate încărca inclusiv telefoane pentru că el este în stare să coboare până la 5V cu 2A și merge până la 20V cu 3,25A. Ia uite și tu. Și cu ăsta? Adică e mai greu și mai gros, ocupă mai mult spațiu cablu decât efectiv transformatorul. Și îți poți încărca și telefonul cu el. Acum, mi s-a atras atenția că am zis că laptopurile acestea, unul dintre ele ar fi venit cu bateria descărcată. Acesta este primul C930 și acesta este cel pe care tocmai l-am scos din cutie și o să vi-l arăt unul lângă altul, pentru că diferența între ele este de aspect. Ia uite și tu. Asta este un argintiu care dă în gold cumva un pic așa. Deci trebuie să ai un televizor sau un monitor foarte bun ca să vezi chestia asta. Foarte, foarte discret dă într-un pic de roz. Foarte puțin. Deci este e la limita aia încât să fie și argintiu și reflexia în ăsta așa și băi nene. Deci e foarte frumos. Dar ce mă preocupă pe mine este dacă e adevărat că ăsta de sticlă este un pic mai gros decât ăsta altul. Și mai greu. Și nu e adevărat, sunt la fel. Ia, care e mai greu? Ăla de sticlă? Da. Cam cu cât așa? A, 50 de grame. A, ai un cântar mai bun în mână. Uite cam așa arată diferența de design. Ca să-ți faci o idee. C930 vine în versiunea asta glass și versiunea normală. Ăsta este un pic mai scump. Cu cât e mai scump cel cu glass? Că e acoperit cu Corning Gorilla glass, niște nebunii din astea. Însă, în esență, în rest, pe lângă sticla asta, sunt fix la fel din punct de vedere tehnic și mecanic, asta ne interesează. Și acum, dacă le pun lângă Mac-ul de 13 inch, cam asta este diferența și cam așa arată diferența de grosime. În cel mai gros punct, ăsta C930 are vreo 14 mm, este mai gros cu vreo 2 mm față de MacBook Pro, dar are niște chestii ceva mai noi. Acum, MacBook Pro să-l las deocamdată deoparte, că țin pe cineva ocupat care avea nevoie de el și o să vă arăt cam ce mă mai interesează în rest la acest laptop. O să intru mai puțin în specificații tehnice, o să vi le enumerez așa destul de repede, pentru specificații există site-urile producătorilor. M-am obținut, dar până la urmă te-ai dat de gol. Apple victim. O să vă povestesc despre lucrurile care îmi plac la acest laptop și ce am observat eu pe durata utilizării. De la X1 Yoga încoace, eu am rămas fan al acestor laptopuri de la Lenovo dintr-un motiv foarte simplu. Au o tastatură excelentă, sunt ușoare, sunt portabile și merg. Merg foarte bine. Nu ai ce să te plângi la capitolul funcționare. Adică sunt niște laptopuri bine lucrate. Eu cred că în momentul acesta sunt printre cele mai valabile, să zicem așa, alternative în fața MacBook Pro-urilor. Da, mai face și Microsoft niște Surface laptopuri, dar nu sunt disponibile oficial la noi. Și chiar și așa, tot către un ThinkPad m-aș duce, în cazul acesta, în versiune Yoga, pentru că se dă și peste cap, o să vedem asta. Dar, ca aspect, asta este senzația. Sunt niște laptopuri extrem de bine lucrate. Ireproșabil la capitolul execuție, avem aluminiu și pe exterior și pe interior. Aici avem sticlă încadrată în aluminiu, inclusiv spatele este din aluminiu la ambele, inclusiv această balama îmi place, care ascunde un secret, faptul că pe lângă balama este și soundbar. Avem boxe aici care emulează un sunet Dolby Atmos. Ai sunet spațial și puternic pe care l-am comparat la MacBook Air și se aude foarte bine. Adică unul dintre cele mai bune sisteme de sunet puse pe un laptop până în momentul ăsta. Un pic diferit față de MacBook Air, cam în zona aia nici acela nu se auzea rău, dar diferențele importante vin la alte capitole. Nu o să-l mai pornesc și pe ăsta pentru că funcționează fix la fel. Vreau doar să vă arăt partea de aspect. Pe stânga avem un USB 3.0.
în formatul USB-A, acesta îți poate încărca și telefonul, adică dacă îți pui laptopul la încărcat pe USB-C, îți poți băga și telefonul fără probleme aici, fără teamă că o să-ți sugă din bateria laptopului și o să-ți încarce suficient de rapid, adică cu 1,5 până 2 amperi îți încarcă telefonul, nu? Iar acest USB este disponibil chiar și când laptopul este închis. Acum, diferența față de MacBook Pro și aici mi-aș dori că cei de la Lenovo să îmbunătățească treaba asta, este că doar acest USB-C poate fi folosit pentru încărcarea laptopului. Celălalt nu. Celălalt este Thunderbolt și USB-C și poate fi convertit la orice, la fel ca și acesta, dar doar acesta poate fi folosit și pentru încărcare. Aici avem intrare pentru microfon și ieșire de căști într-un singur jack, iar pe partea dreaptă nu avem decât butonul de volum, care îmi place că a fost poziționat aici, pentru că dacă știi unde e, o să îl caut și o să-l apeși și nu-l vei atinge din greșeală, pentru că nu este poziționat aiurea pe lângă vreun buton de pe tastatură. În rest, canturile tăiate, de zici că sunt tăiate cu lama, adică e clar că aici s-a folosit computere foarte bune de tăiere și lasere și tot felul de tehnologii moderne. Genul acesta de canturi, atât de frumos finisate, necesită niște fabrici foarte performante. Capacul în care este și ecranul este o idee grosuț, spre deosebire de Mac-ul de mai devreme. Dar de ce este mai grosuț? Pentru că aici avem un ecran cu touch și un capac din aluminiu. Acolo unde o să vezi laptopuri cu touch, întotdeauna o să vezi ecrane un pic mai grosuțe. Asta justifică, plus toată partea asta de convertibilitate, ramforțarea ca să-l facă să funcționeze în acest format. Acum e atrăgător să-ți folosești laptopul în forma asta, dar prea puțină lume o face. Cu toate acestea, acest laptop poate fi folosit în 4 moduri. În modul laptop, adică așa, îl poți folosi în modul cort, când vrei să faci, spre exemplu, o prezentare și vrei să-l pui pe masă. Poți să-l mai folosești în modul ăsta tilt, nu? Cred că așa îi spune, când vrei să te uiți la un film și vrei să-ți vină mai aproape de tine. E un mod foarte util, mai ales în avion, dacă nu vrei să-ți fie troznit, ca să zic așa, de spătarul cel din față care se hotărăște să se pună la culcare și face așa. Și mai este modul ăsta, tabletă. Mi-a scăpat vreunul? Cam astea sunt. Nu. Să nu faci ce zice Radu. Radu îți zice să bași cu tastatura în buzunarul laptopului din față, scaunul din față. Nu, să nu faci chestia asta. Niciodată. Cel mai folosit mod pe care eu îl utilizez este acesta, în care aduc ecranul mai aproape și mă pot bucura de calitatea acestui ecran pe care o să-l vedem îndată la adevăratului potențial. La distanța asta este ca și cum ai sta în fața unui ecran de cinema dacă îl ții undeva așa. Deci e cam aceeași acoperire a câmpului tău vizual. Dacă îl folosești de la vreo 30-40 de centimetri, ai aceeași umplere a câmpului tău vizual atunci când te uiți la filme, iar aceste laptopuri sunt gândite și pentru așa ceva. 14 ore de autonomie în mod Full HD și doar 9 în 4K, deși mă atrage 4K-ul pentru un laptop, am decis că nu m-aș grăbi, nu? Că Radu, stă pe lângă câte o priză când lucrează. Dar hei, are 4K pe laptop? Da, 8 ore, dar dacă vrei să zbori și să vezi un sezon întreg de serial, folosești telefonul, da, știu, dar cam on, dacă vrei să-ți spui un ecran mare. O chestie care nu se vede, decât dacă te uiți cu atenție, este locul, modul în care este poziționată camera, care nu mă așa să fie cine știe ce, este doar un 720p, dar și camera noastră are o problemă să focalizeze aici, încerc să vă arăt că aici este camera web, webcam-ul laptopului, care a primit o astfel de fantă. Și în momentul în care este închis, o să-l vezi că este cu roșu, este acoperită camera și când dai așa, o să apară din nou și o să o poți folosi. Asta este o metodă de siguranță. Problema însă cea mai mare nu este camera, care poate fi spionată. Poate fi spionată și se întâmplă situații când este spionată. E mare lucru că o poți acoperi și nu o să stai cu un sticker din ăla acolo. Microfoanele laptopului sunt de asemenea o problemă, adică de ele nu prea ai cum să scapi. Microfoanele. Sunt niște perforații foarte discrete, una aici și una aici. Este o mică decupare din sticlă, e foarte greu de surprins pe cameră. Iar microfoanele sunt două, nu pentru a-ți da ție sunet stereo, ci pentru a atenua zgomotul de fond. Face o diferență între ele și decide care este vocea. Așadar, sunt laptopuri gândite pentru mediul și pentru, mai ales pentru mediul de business, ca să fie utile acolo unde se fac conferințe și alte asemenea. Așa arată și diferențele de culoare. Eu înclin către acesta antracit, evident, culorile mai închise mă atrag mai mult, dar această versiune va fi mai atrăgătoare pentru partea feminină și chiar și pentru un bărbat nu arată rău. Este un model unisex,
excelent realizat. Din punct de vedere al calității execuției, chiar nu ai ce să reproșezi acestor laptopuri. Și asta mă aduce pe mine, dincolo de calitatea asta designului, la ce mă ține cu adevărat aici. Trebuie să arate bine, trebuie să fie frumos, dar în primul rând să aibă o tastatură bună. Și tastatura este una dintre chestiile care pentru mine sunt foarte importante. Și să vă arăt de ce. Bătrânul design, ca să zic așa, vechiul design al tastaturilor ThinkPad, îl regăsim aici. Nu mai este la fel de în relief ca altă dată. Mai mult decât atât, tastatura aceasta trebuie să se încadreze corect aici, să nu atingă ecranul și să fie în stare să se inactiveze atunci când dai ecranul pe spate. Însă trebuie să fie bună în primul rând pentru scris și trebuie să fie bună inclusiv pentru workaholici ca mine care mai stau și mai lucrează și noaptea și nu ai vrea să se audă în dormitor așa. Poți să apeși pe tastatura ta, Radu? Hai mai dă! Sunt convins că se aude. Deci tastatura lui Radu este la 4 metri de mine. Dacă ați auzit-o, așa sună o tastatură mecanică. Ăla este nivelul cel mai sus de sunet al unei tastaturi. Acesta este cel mai de jos. Asta e spacebar-ul, să se mai aude un pic. În rest, buh, nici. Nu mă bure. George. Aproape că nu se aude. Poți să scrii la tastatura asta chiar și în pat, fără să deranjezi pe cineva. Ăsta este un criteriu important. Este silențioasă. Abia după aceea, dacă vă spun eu că este ergonomică, că are o spațiere corectă și că butoanele sunt rotunjite în partea de jos pentru că degetele tale nu sunt pătrate, deși degetele mele par a fi pătrate, sunt totuși puțin curbate. Încă n-am văzut crembuși pătrați, în afară de degetele astea, dar chiar și așa o să îți fie bună pentru scris. Apropo, dacă m-aș putea întoarce în timp, aș reface cursurile alea de dactilo ca să pot să scriu fără să mă uit la tastatură. Pe lângă asta, avem un senzor de amprentă pus fix la îndemână acolo unde trebuie, adică aici. Când vii, deschizi capacul, pornește instantaneu. Uite, vreți să vă și arăt? Asta îmi place iarăși. Asta e avantajul SSD-ului și a procesorului de generație nouă. Capac închis, capac deschis, ecran aprins, pun degetul pe senzorul de amprentă și s-a deschis instantaneu. Așa trebuie să funcționeze un laptop modern și multă vreme am așteptat chestia asta de la PC-uri, era disponibilă doar pe Mac-uri. Să deschizi, te apuci de lucru, erau chestii pe care nu obțineai pe un PC până acum câțiva ani. Acum că am obținut și asta, plus tastatura și designul este bine, doar sistemul de operare parcă ar mai fi o ușoară limitare. Trebuie să recunosc lucrul ăsta, în continuare sunt fan al sistemului de operare al celor de la Apple, dar dacă aș putea să pun macOS pe acest laptop, ce fain ar fi. L-aș face un Hackintosh. Aș fi departe însă de ce poate și aș pierde probabil, destul de probabil, unele dintre avantajele acestui sistem optimizat de Lenovo și pentru o chestie pe care eu nu o folosesc niciodată, dar poate vă este vouă de folos, penul. Avem un pen care se încarcă aici, pe care nu dai bani în plus și vine odată cu laptopul și poate fi folosit pe ecranul tactil cu aplicații, cu orice aplicație care poate fi folosită cu pen. Poate înlocui și mouse-ul și arată bine. Este un creion suficient de grosuț, ale cărui vârfuri pot fi servisate la nevoie. Pur și simplu îl bagi la locul lui aici, ca să nu-l rătăcești, stă sigur și se reîncarcă în interiorul laptopului fără să-ți bați tu capul cu altceva. Dincolo de partea de aspect, acestea sunt, să zicem, observațiile mele mai subiective. Dar să vorbim despre partea concretă. Care sunt cifrele care definesc un astfel de laptop? Care ar trebui să fie așteptările tale din punct de vedere al performanței în 2018-2019? Păi, în primul rând, diagonala ecranului, deși vedeți o margine destul de subțire, avem un laptop de aproape 14 inci, 13,9 inci. Și marginea asta foarte subțire este aproape la fel de subțire în partea de sus, cu tot cu camera care este integrată în ecran, cumva, însă marginea de jos mi se pare un pic cam grosuță. Putea fi scurtată, dar dacă o scurtau aici, trebuie să sacrifice din baterie și din alte lucruri din partea asta de laptop de aici. Până la urmă, să zicem, e un win-win, nu știu, mie mi-ar fi plăcut să coboare un pic mai mult ecranul, deși avem 14 inci în diagonală, cum ar fi fost să avem 15 inci la un format de 4x3. Mie îmi plac laptopurile cu astfel de proporție, pentru că mă uit mai puțin la filme decât scriu. Pentru scris este un ecran bun, dar să nu cobor sub 14 inci, pentru că aceasta este zona pe care tu vei scrie, dar atunci când scrolezi, te ajută să mai ai o bucată de ecran până aici jos, pentru că vei vedea mai mult. Acolo îmi place, spre exemplu, acel Surface Laptop, care are o proporție de 4x3 în loc de 16x9, 16x10. Mai precis, avem un ecran, vă spuneam, de 14 inci cu o rezoluție Full HD. Este chiar Full HD? Sunt curios dacă au pus... Băi, nu, apare ar fi 4K.
Deci nu vine să cred că este 4K. Uite, asta este o probă a verității până la urmă. Cât de important este rezoluția? Pentru că eu n-am observat că ar fi 4K. Păi uite, vezi, ăsta este motivul. Eu am conectat laptopul în primă fază la un monitor extern. Un monitor 4K HDR. Și conectându-l acolo a trebuit să scalez. Și l-am scalat la 300% și de aceea n-am mai observat rezoluția. Dar dacă îl dau la 100%, dintr-o dată, iconițele sunt mult mai puchinoase. Și abia acum îmi dau seama că am trăit cu un display 4K. Ceea ce mi-arată că în viața reală, dacă folosesc un laptop de felul ăsta, între Full HD și 4K o să observ destul de greu diferența. Și aici vine problema de diagonală. Diagonala versus rezoluția, adică 3840x2160, nu-ți permite să vezi fiecare pixel. Densitatea este atât de bună, atât de mare, încât îți va fi utilă doar dacă te uiți la video 4K, de cea mai bună calitate, suficient de aproape de ecran. Pentru că și cu o vedere 200%, nu văd pixelii pe un ecran de 14 inch 4K. Adică să mă apropii foarte tare. Trebuie să-l rescalez ca să pot să-l văd bine. Intenționat nu m-am uitat la specificații, pur și simplu am folosit laptopul așa cum vine din cutie. Am făcut lucrul ăsta și o să încep să o fac tot mai des pentru că mă concentrez mai puțin pe specificații, vreau să văd care e feeling-ul pe care mi-l dă un astfel de device. Specificațiile însă, din nou, dacă vă sunt utile și ar trebui să vă intereseze totuși atunci când cumpărați un astfel de device, sunt următoarele. Plecăm de la inima sistemului. Avem un procesor i7 din generația 8-a, mai precis un i7-8550U. Este ultra low voltage, asta înseamnă că va sta în mod obișnuit în 1,8 GHz, dar poate să ajungă pentru perioade scurte în 4 GHz. La ce te interesează lucrul ăsta? Dacă vrei face chestii mai importante decât browsing, editare sau filme, adică editare text. Adică dacă chiar vrei să faci niște editare foto și alte asemenea, din când în când procesorul va munci ceva mai mult și este ajutat și de memoria RAM, care variază între 8, 12 sau 16 GB de RAM. Și sunt tare curios eu ce versiune avem din nou aici. Da, 16 GB de RAM și acest octa-core sunt 4 nuclee fizice cu încă 4 virtuale, care este undeva la 1,8-2 GHz. Avantajul acestui procesor i7 nu este neapărat performanța de top, ci mai degrabă eficiența. Faptul că pot trăi cu un ecran 4K și pe care să-mi pot să-mi fac și treaba și să fie versatil. Pe mine mă interesează, în primul rând, vă spuneam, să pot să scriu pe el în liniște, să văd bine pe ecranul ăsta, să țină mult bateria ca să ajung mai rar la priză și să fiu mobil, să nu mă rupă cârca atunci când îl duc după mine. Și este cel mai compact laptop 4K pe care l-am avut eu până acum, căruia să-i țină bateria fără probleme. Ține ceva mai bine decât OLED-ul, care este doar 1440p. Ca variantă de stocare, poți să mergi până la 2 terabytes în 2019, însă recomandarea mea este gândește-te cât de importantă este stocarea pentru tine. Dacă te uiți cu atenție la ceea ce faci în fiecare zi și dacă nu ții după tine toată colecția de filme și de muzică, cel mai probabil mai mult de 256 de giga nu ai nevoie. Poți face o economie importantă dacă tai din stocare, pentru că oricum stocarea aceea va fi rapidă. Cei de la Lenovo lucrează cu NVMe-uri, SSD-uri, niște plăcuțe mici care se pun acolo, dar care sunt foarte rapide. Adică o viteză de citire și de scriere care se duc la 3 gigabits, bytes. 3 gigabytes? Nu știu ce poți să faci. E o viteză foarte mare de citire, scriere. Pe mine ce mă interesează este că pot să deschid pur și simplu capacul să mă apuc de muncă. Că pentru asta vrei în primul rând SSD și să nu se încingă și să nu râșnească hardul și dacă îl scap din mână, să nu se strice hardul și să nu-ți mai pornească mașina. Aceste SSD-uri sunt mult mai fiabile la șocuri, nu se încălzează la fel de tare și fac tot sistemul să meargă mult mai repede. În plus, o chestie importantă este și acceleratorul grafic. Deși nu avem o placă grafică dedicată, avem pe procesor un Intel UHD Graphics 620. 620, 630 și 640 sunt niște acceleratoare grafice on-board excepționale. Cât de excepționale? Păi Radu v-a tot spus în ultima vreme că deja sunt capabile să facă și randare video mai repede decât plăcile de gaming. Pentru mine, pe această mașină, acest accelerator grafic este suficient de bun încât să ducă fără probleme monitor 4K de la mine din birou prin USB-C în 4K HDR și nu s-a blocat niciodată. Să auzi că un laptop care rulează Windows nu se blochează niciodată, asta este o treabă. Și asta era ziua pe care o așteptam. Ăsta este motivul cel mai important pentru mine. Că nu se mai blochează. Și că pot să-mi fac treaba oricând, oriunde, îl deschid și mă apuc de lucru.
Hai să vorbim totuși despre sunet și o să dau un pic de muzică să ne lămurim în legătură și cu acest soundbar. Display-ul laptopului este capabil de HDR, dar și de Dolby Vision, ceea ce este un standard și mai pretențios. Și în 4K, de pe YouTube, merge fără probleme, totul este limitat evident de viteza internetului tău, dar nu s-acadează. Procesorul, placa grafică duc totul fără probleme și am făcut testul acesta și pe monitorul extern și așa de bine se vede. Pe lângă partea asta de utilitate, de mobilitate, ecranul pe care îl ai acum cu tine în laptop este mai bun decât 95% din televizoarele din casele tuturor oamenilor. Sunt foarte puțini cei care și-au luat televizoare 4K în ultimul an și jumătate ca să aibă, spre exemplu, Dolby Vision. Dar hai să auzim un pic cum se aude. Eu am mai ascultat acest soundbar. L-am ascultat pe diferite tipuri de muzică. Evident, nu este excepțional la capitolul muzică electronică, dar pe genul ăsta de muzică, mai ales pe chill-out, este foarte bun pentru că ai mai puțin bas și te bazezi mai mult pe medii, pe înalte, pe spațialitate. Iar acest Dolby Atmos, care practic duce undeva în zona asta mai spațială sunetul stereo, face laptopul să fie foarte, foarte fain pentru a asculta muzică și pentru filme. Pentru că acest soundbar bate întotdeauna către tine și partea faină este că dacă transformi laptopul așa, sunetul o să bată tot spre tine. Sunetul din balama se va proiecta în masă și din masă din nou spre tine. Dacă o dai peste cap, din nou, sunetul iese de aici și tot se va auzi ca lume. Ah, și apropo, dacă transformi așa în mod tabletă și o ții așa în mână, butoanele sunt inactivate de pe tastatură ca să nu faci atingeri greșite. Ah, come on, asta știm cu toții că e cu touch și poți să faci chestia asta. Sunt foarte mulți utilizatori de Mac care după ce trec prin, pe la unul din ăsta încep să-și murdărească ecranul cu degetul. Vreți bas? Avem și bas. Pentru că au pus aceste incinte acustice în balama, au avut un pic mai mult spațiu și basul este mai prezent. Nu se aude rău nici basul. Și se aude bine și când îl dai tare. E suficient de tare încât să deranjezi și vecinii din birourile alăturate, nu doar pe cei de lângă tine. Adică poți, cred că, deranja la o, adică și pe aia de la birou de dedesubt, dacă ești cumva într-o firmă cu oameni mai serioși. Și cu asta mă apropii de final. Pentru cine este laptopul acesta și pentru cine nu este? E genul acesta de ultrabook convertibil care e bun pentru oricine. Indiferent că vrei doar o chestie care să arate așa sau așa, adică să nu-ți fie rușine să-l pui pe masă, dar vrei și performanță și vrei și funcții care chiar să se miște. Asta este varianta scurtă. Este un laptop stylish, bine desenat, cu materiale de cea mai bună calitate și cele mai noi tehnologii pentru laptopuri. Cele mai bune ecrane, tastatura cea mai bună din lume din punctul meu de vedere, o baterie care chiar ține. Trackpad-ul mi-ar fi plăcut să fie o idee mai mare. Dar eu am ajuns să folosesc laptopul cu un mouse pentru că îmi place să am mai mult control. Însă dacă ești mobil, este un trackpad mai bun decât era până acum și este acoperit cu sticlă. Dar dacă folosești un astfel de mouse, cum fac și eu, cu siguranță trackpad-ul pică pe locul 2. Adică mouse-ul în continuare este imbatabil pentru control. Nu folosesc penul și nu mă interesează prea tare. Dacă vrei să desenezi cu adevărat, nu cred că o să o faci pe un astfel de device, dar mă uit din când în când la filme și vreau să vadă 4K așa cum trebuie. De aceea îmi place acest laptop, pentru că are cel mai bun pachet din momentul ăsta pe care îl poți obține sub formă de laptop PC în piață. Nu este ieftin, începe de la 6.000 și merge până la cât? 12.000 de lei? Ești deja în teritoriul laptopurilor premium, dar cred că obții mai multă valoare decât la un MacBook Pro. Se diferențiază și prin designul ceva mai fresh, și prin ecrane 4K, ecrane cu touch, penul inclus și chiar opțiuni în care poți să pui un modem 4G integrat, multe alte chestii importante despre care nu aș începe să vorbesc aici. Ultimul lui dezavantaj era softul, dar Windows 10 este mai bun ca niciodată. În rest, pentru cele mai multe lucruri pe care le poți face, un astfel de laptop este overkill. Este mai mult chiar decât îți poți dori și îi poți cere. Cam acesta este Lenovo Yoga C930, versiunea 2018. Va fi la fel și în 2019 și eu nu mă pot decide între cele două. Dacă ar fi să aleg, Glass,
Come on, hai că am decis-o și pe asta. Și am rezolvat, gata, dacă aveam un dubiu, l-am rezolvat și pe ăsta. Cu toate acestea, nu vreau să isc o ceartă între utilizatori de Mac și de PC. Dar din punct de vedere al valorii, strict banii pe care îi dai versus sistemul de operare, crezi că se mai justifică diferența atât de mare de preț între cele două lumi? Hai să continuăm discuția în comentarii mai jos. Nu uita să dai un like, un share și un subscribe și până data viitoare, ia-ți laptop cu SSD după ce îți plătești toate datoriile. Numai bine!